Zi de mare sărbătoare pentru locuitorii comunei Peștișul Mic. În duminica 21 după Rusalii, respectiv 16 octombrie, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, a târnosit biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Mânerău, protopopiatul Deva, iar apoi a săvârșit sfânta liturghie împreună cu un sobor de preoți slujitori. Potrivit preotului paroh Lucian Istrate, au trecut 130 de ani de la înființarea bisericii până la slujba de târnosire de duminică. Prin urmare, atât reprezentanții episcopiei cât și localnici au considerat ziua de ieri o zi istorică pentru comunitatea din Mânerău.